se vede l'oro din perete. Gaură din perete. Hei, salutare, frate! A zis cineva gaură. Batucui. Salutare frumoșilor și bine ați venit. Fac un challenge aici frumos cu Cucu, pentru că Emi e plecat la Paris cu familia. Și am zis să facem un challenge foarte drăguț. Adică fiecare dintre noi ne-am ales 5 orașe. Da. Practic ați înțeles, trebuie să arătăm niște poze cu niște orașe și celălalt trebuie să le ghicească și dacă nu le ghicește, trebuie să bea un shot de coniac. N-am voie să beau mult alcool. N-am voie. Nu are voie să bea mult alcool. Shotul lui e mai mic. Eu beau altceva. Apă! Foc! Pământ! Și aer! Medic! Lasă-te pe spate. Stai puțin. Nu lua berea, că e a mea. Nu-ți face bine. Nu facem plasări de produs. O să încep eu cu primul oraș. De ce încep tu? Pe care trebuie să-l ghicezi la Cucu. Ești pregătit? Nu. Am fost în orașul ăsta. Ok. Ai voie să-mi dai 3 indicii. Am voie să te ajut de 3 ori. Ai voie să mă ajuți. Am trecut prin el. Da. Am trecut și pe lângă el. Da. Cam viață. Nu cred că am cântat în el. Ok. Ce e mă aici? Ce dracu e asta mă de te-au aici? Ce, asta e clădire? E hotel? Au o statuie. Da, timer avem? Cât timp are după aia? 3, 2, hei! Cluj. Răspuns greșit. O să bagi din montaj. Pam, pam, pam. Ca să bagi din montaj. Nu o să fac asta. Așa, ce oraș era? Vaslui. Și în gaura aia acolo te violează oameni. Da. O gaură în oraș, așa mare. Te rog frumos, ghicește acest oraș. Cred că e... Nu e Aiud. Aiud! Aiuda-me! Dăm trei chestii. Oraș mic. Păi asta știu că oraș. Oraș mic la munte. Hai, bă, că mai mult de atât. Uite gaura din cer. Păi, de la voi din zonă. Pe aici, pe lângă Marcu Carol. Nu, de lângă tine, gen. Oraș mic. Păi, dar numai orașe mari, știi? Și... Păi și ăsta e un oraș mare. 3, dar nu se vede, 2, stai. 1, gata, tutule. Răspunsul era... Cărbunești. Tizmana! Bă, dar poți acolo! Orașul Tizmana. E oraș de 3 ani, 4 ani. Păi nu știu eu, geografie. Gata, o să-i dau unul de... Nu o să-ți mai dau indicii, gata, nu o să-i mai dau indicii. Bine, gata. Dar o să-l ghicești pe ăsta, asta chiar zic. Bă, ce oraș ăsta? Prima mea tendință este să zic... Brașov. Dar cred că pare prea simplu să fie Brașov. Ei, statuia aici lui Mihai Viteazu. Wow. Într-un singur oraș se găsește statuia lui Mihai Viteazu. Toplița. Cu alte cuvinte, poate fi Iași. Seamănă și cu Timișoara asta nouă acum. Îmi vine să zic Timișoara. Și nu mai știu exact. O să zic prostii, nu e Timișoara. E altă catedrală. E Sibiu. Greșit, e Oradea. Nu am fost niciodată în Oradea. Cum n-ai fost în Oradea? Am fost când eram mic într-o excursie. N-a avut fan meeting, primul nostru fan meeting din istoria noaptea târziu a fost în Oradea. Păi da, m-au dus aia cu microbuzul până la mol, eu n-am văzut nimic. Stai puțin că a primit un mesaj. Corul este 0-0 pentru Cuza. Următorul oraș pe care vreau să ți-l arăt este acest oraș. Să pornească cronometrul. Stai. Ai văzut? N-ai văzut? Scrie acolo cu dată cine a făcut poza, unde, ora. Da, dă-i mai zoom ca să poți să... Dă-i mai zoom. Da, dă-mi indicii. N-ai fost în oraș. Așa. Sunt oameni în el. Așa. Și... Ok, dial aici. Arundel. E un dial. Exact. Ai zis bine dial. Mă, dar orașul vostru... Dar nu mai dă-te. Nu se vede. Bine, nu se vede, ok. Toplița. 3. A văzut, bă. Ce n-am văzut. Vezi? A văzut, mă, Toplița, mă. Toplița centru. Bine, nu arată așa realitatea. Asta e o simulare. Nu că ăsta e. Dar stai că acum avem un renovat, deci avem un arc de triumf. Acolo este 1-0 pentru mine, dar ai foarte pentru Cuza, de fapt. Apreciez că mi-ați bucat orașul. Hai că-ți dau și un oraș care e la fel de mare, cred. Stai. 1-0. Filmam challenge. Așa a zis. Cuza. Ești pregătit? Da. Ia. Bine că nu mi l-ai făcut de pe lună. 1. Am trecut prin orașul ăsta și am trecut și pe lângă el, cred că și prin el am trecut. 2. E din Moldova. Aș vrea să dai reloare la ce ai zis, te rog frumos. Mai dă o dată. Am trecut prin orașul ăsta și am trecut și pe lângă el, cred că și prin el am trecut. Am zis să ceași lucruri de două ori. Da. Treci peste. Mirel, șofer bun. E din Moldova. 2002. Striga. După tine. Este orașul... 3. 2. Galați. Galați? Mă gândeam că bate palma cu mine. Ce e ăsta? Dorohoi. Bă, și chiar am văzut din Dorohoi, mă jur. Bă, de câte ori am trecut prin Dorohoi pe acolo, incredibil. Dar nu l-am văzut niciodată pe sus, că a trecut doar cu mașina. N-a trecut cu avionul pe deasupra. Așa, going further. Ghicește acest oraș. Haide, capul. Iași. Bă, vezi mă ce orașe ușoare îți dau eu. Tizmana! Hai,
Hai că-ți dau. Am fost în orașul ăsta, am cântat în orașul ăsta și am fost anul trecut în orașul ăsta. Hai că. Bă, să mor dacă n-a făcut poză la un parculeț cu niște blocuri, zâmba picioarele. Trebuie să-ți dai seama după clădirea asta, dacă mai ții minte. Așa. Am stat la hotelul ăsta. Nu, îl vedeam din hotelul nostru, îl vedeam pe ăsta. Hai mă că ții minte de făceam Caterinca. 3. Cu broscuța, am mers cu broscuța. Hai. Unde am mers noi cu broscuța? În zi. Satul mare! Păi știam eu că e satul mare, dar am vrut să vă țin în suspans. Da, așa a făcut. Următorul cuvânt, motorul orașului, următorul cuvânt este ăsta! Orșova. Ce sigur a fost, mă zic, Orșova! Mangalia. Nu, Costinești. E Atlantida prostule, dar s-a scufundat. Din România, mă. Păi știi tu că n-am fost în România, că n-am descoperit ăștia unde ești, doar că era sub o apă. Da, a zis să filmăm un challenge, a zis. Da, ce gândi? Mascați. Noi nu facem plasări de produs. Neplătite. Uite, stau așa. E o zonă din oraș. De la noi? Din România, da. Mă gândeam că e Cernobâl aici. E o zonă de... Am trecut prin orașul ăsta și mai facem noi caterinca. Ai de pe la noi? Mai facem noi caterinca. A, cred că știu. Tu cred că știi. Mai facem noi caterinca, zice că ești din... A, nu știu. Nu știi, mă face Amy, mai zicea chestia asta și la Timișoara. Dulga. E, nu e mare, e, zici că jucăm, mă. Copșa mică. Da, da. Copșa mică. Păi ăsta e oraș, mă, ți-mi arăți tu mie fabrica asta dezafectată? Bă, mi-arată o fabrică cu nămol. Fii atent, ultimul oraș pe care ți-l dau, dacă pe ăsta-l ghicești, e cel mai tare montor, coleg și... Cântăreț și vlogger în viață. Ce oraș e ăsta? Ai 10 secunde. 9. 8. E din România? 7. Da. 6. 5, bă, 2, bă, Târgu Jiu. 1, 0. E orășelul copiilor, bă, prostule. Adică București era, nu? Sau ăla din tine? Orășelul copiilor! Dragilor, ăsta a fost challenge-ul. Sperăm să ajungă chestia asta pe YouTube cumva. V-am pupat. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram. Să dați subscribe. Să apăsați pe clopoțelul ăla. Da, am câștigat. Atât trebuie să rețineți din acest video. Da, apăsați pe clopoțel. Să dați subscribe. V-am pupat. O seară frumoasă, excelentă. Nu știu dacă mă focalizez. Hai. Perfect. Pa. Acum dă cu capul.